Proiect inedit încheiat astăzi la Universitatea de Științele Vieții din Iași. 66 de studenți ai universității au obținut finanțare în valoare de 40.000 de euro pentru a se iniția în lumea antreprenorială. Ei au venit cu ideile de afaceri cu proiectul, iar cu ajutorul bănuților au reușit să-și lanseze propriul business. Andrada a reușit să-și deschidă propria firmă de catering cu cei 40.000 de euro primiți finanțare în cadrul proiectului e-antreprenor. A început atunci când încă era studentă, iar acum a ajuns să aibă propria afacere care merge ca pe roate. Gătește diverse preparate, de la dulciuri la platouri de aperitive, și a ajuns acum să aibă comenzi și contracte și cu instituțiile statului. Ideea afacerii inițială a fost de o brutărie, patiserie, dar cred că asta a fost prima lecție a mea în lumea antreprenoriatului, și anume să fiu flexibilă într-un mediu în continuă schimbare. Nu am avut oportunitatea să deschid o brutărie, adică nu am avut oameni formați, nu am avut spațiu corespunzător și am zis că ce să fac, nu renunț, nu pot să renunț, și bazându-mă pe ce oameni am în jur, pe cerința pieței, cateringul este ideal, că oamenii sunt doritori de nou, orice este nou, și atunci noi venim și cu o viziune modernă, cred că asta contează foarte mult, o viziune modernă, tânără și o echipă tânără în spate, oamenii au fost foarte deschiși și curioși, și atunci piața chiar a, și cu ajutorul strategiei de marketing, bineînțeles, că fără promovare, cred că știm cu toți în ziua de astăzi, este greu. Și avem comenzi, adică am ajuns să avem contracte cu instituții ale statului, cu primării, ceea ce iar o surpriză plăcută. Această idee de finanțare a fost pregătită special pentru studenți, pentru a le oferi un impuls de a intra în lumea de afaceri. Prin aceste proiecte s-au finanțat 66 de idei antreprenoriale, deci 66 de proiecte, și cu ce am ajutat noi, să spunem, pe acești tineri antreprenori? 1. Le-am spart bariera de frică de a deveni antreprenori, le-am dat un push pe încredere. 2. Le-am demonstrat că se poate să monetizăm orice idee, orice idee antreprenorială. 3. Prin acest proiect am dezvoltat capital uman, practic s-au creat calități, abilități, competențe antreprenoriale în rândul studenților. 2. Am dezvoltat capital social, practic prin aceste proiecte s-au creat relații profesionale, s-au creat tot felul de schimburi de bune practici. De asemenea, prin proiecte s-a accesat capital intelectual, în sensul că astăzi cu toții avem idei, numai că avem o problemă să le punem în practică. Și nu tuturor le-a mers afacerea. Organizatorii proiectului spun că nu este o tragedie dacă aceștia vor ajunge să dea faliment. Important este că au văzut cum este în lumea antreprenorială.